Opere Lucismaru, cele care sunt aici fac parte, cum am spus, dintr-o colecție, dar mai există alte două, trei colecții cu lucrări din alte perioade de creație a lui Cismaru, tot așa colecții consistente, care au, nu știu dacă au, cum sunt aici, 70 de lucrări, dar sigur sunt 25-20 în alte colecții, așa poți să numești că colecționezi un artist. În momentul în care ai o paletă destul de largă a activității lui la Cismaru, ca să zici că am Mihai Cismaru, ar trebui să ai din anii 70 până în 2003. Deci, pe o perioadă cam de 33-35 de ani. Pentru că dacă vă duceți, dacă aveți posibilitatea să urcați, dar nu, cred că nu, către atelier al meșterului Baba, unde acum Rima Vlodin, tot elev de-a lui, dar o generație mai veche, deci dacă ați avea posibilitatea să urcați scara, ați vedea că peretele este pictat de toți cei pe care i-am pomenit. Și că dacă nu știți bine pe fiecare cum s-a urmat drumul, la un moment dat o să credeți că aproape se confundă unele fizionomii. Mă uitam la, când am fost în casă la Florentina Cismaru, la o lucrare făcută în preajma anilor 69, care e asemănătoare cu cea pe care am expus-o și eu în expoziția de la Biblioteca Națională în Artistul și Puterea. Deci, două personaje față în față, a căror grafie și a căror domnă galbenă. Galbenul era una din culorile lui favorite, asta e clar. Deci, astea s-ar în față. Atunci, parcă toți studenții lui Baba, aproape se confundau. Urmă o să vezi cum a țesit fiecare împotro a luat. Ce să vă mai spun despre el? O să mai explic și în catalog despre fiecare viziunea lui Ion Parconi a fost și el cum și este în continuare cu ele apropiat, dar chiar dacă nu mai există cismarul, sentimentul față de el ca sentimentul de prietenie nu dispare, cred că niciodată. Deci, sau textul lui Plut, sau alte texte ale Muratului Deanu pe care le-am pus, cred că o să vă dea dimensiunea exactă, toate la oaltă, inclusiv lucrările, a ceea ce a însemnat